Conopidă pane. Pentru conopidă pane avem nevoie de o conopidă cam de 2 kg pe care o spălăm bine sub jet de apă, după care o desfacem în buchețele. Punem o oală la fier cu apă și sare și o adăugăm atunci când apa clocotește pentru 5-7 minute. Pregătim aluatul. Pentru aluat avem nevoie de 200 de ml de lapte, 2 linguri de muștar, sare, piper, 100 de grame de cașcaval, în jur de 8 linguri de făină. Batem bine ouăle, adăugăm sare, adăugăm piper. Eu filmez și pregătesc și e foarte greu. Acum am adăugat muștarul. De obicei am un suport pentru telefon, dar nu l-am avut la îndemână. Adăugăm laptele treptat și făina la fel. Când aluatul este gata, are o compoziție asemănătoare cu aluatul de clătite. O să vă arăt imediat. Uitați. Nici prea subțire, dar nici gros. Acum adăugăm cașcavalul ras. Am spus 200 de grame. Și conopida o trecem prin acest aluat, după care o trecem prin făină sau pesmet, dacă doriți puteți folosi pesmetul. Ies mai crocante așa, destul de bune, după preferință. Și avem o tigaie cu ulei încins, cu flacără potrivită. Și începem să adăugăm conopidat. Și avem mare grijă, ele o să capete imediat o culoare aurie și atunci știm că sunt gata. Le scoatem pe un șervețel pentru excesul de ulei și pregătim sosul din usturoi, pătrunjel, mărar și smântână, sare și piper alb. Servim conopida pane cu acest sos delicios. Puteți să mai puneți verdeață și deasupra. Să aveți poftă! Dacă aveți întrebări, le aștept cu mare drag. Pa, pa!